Omul de zăpadă. Este iarnă. Ninge cu fulgi mari. Maria și Mihai sunt în casă. Ei iau micul dejun. Maria mănâncă pâine cu unt. Ea bea ceai cu lămâie și miere. Mihai mănâncă omletă cu cârnăciori și șuncă. El bea lapte cu cacao. După ce mănâncă, cei doi copii ies în curte. Mihai întreabă: Maria, vrei să construim un om de zăpadă? Sigur! Ce idee bună! Avem nevoie de zăpadă, nasturi, morcov, pietre, mătură, și pălărie. Din zăpadă realizăm corpul omului de zăpadă. Pe corpul omului de zăpadă punem 5 nasturi. Unu, doi, trei, patru, cinci. Pe capul omului de zăpadă punem un morcov. Acesta va fi nasul omului de zăpadă. Ochii omului de zăpadă sunt făcuți din două pietre. Mătura este brațul omului de zăpadă. Pe cap, omul de zăpadă are o pălărie. Ura! Am construit omul de zăpadă. El are 3 părți. Partea de jos este cea mai mare. Partea din mijloc este trunchiul omului de zăpadă. Partea de sus este capul omului de zăpadă.
Toate cele trei părți sunt formate din bulgări mari de zăpadă. Mihai și Maria au fost foarte fericiți. S-au jucat în zăpadă până seara târziu. Dragi copii, vă mulțumim că azi ați învățat împreună cu noi. La revedere!